Giurgiuvenii s-au obișnuit deja cu prezența jandarmilor, însă ceea ce mulți nu știu este că oamenii legii au sarcini clare pentru stabilirea ordinii și siguranței publice, indiferent că vorbim despre patrulele formate la nivel local sau despre cei care acționează și în localitățile Călugăreni, Clejan, Mihăilești, Bolintin, Timvale sau Ogrezeni. Jandarmii au fost la datorie și asta se cunoaște și din numărul sancțiunilor aplicate cu precădere în ultima lună a anului. Jandarmii au aplicat cele mai multe sancțiuni contravenționale pentru provocarea de scandaluri, consum de băuturi alcoolice în loc public și adresarea din jurii. Cei certați cu legea și care au provocat scandaluri au consumat alcool în locurile publice ori au adresat jigniri asupra altor persoane, nu au rămas nepedepsiți de oamenii legii. În paralel, jandarmii au continuat și activitățile de prevenire pe timpul competițiilor sportive sau pe parcursul manifestărilor cultural-artistice desfășurate în județ. Acestea fac parte din campania Jandarmeria pe înțelesul tuturor. În luna august au continuat și activitățile preventive în cadrul campaniei Jandarmeria pe înțelesul tuturor. Au fost organizate 14 astfel de acțiuni, atât pe timpul manifestărilor cultural-artistice organizate în județul Giurgiu, cât și cu ocazia meciurilor de fotbal disputate de Astra Giurgiu pe teren propriu, unde mesajul promovat de noi a fost: violența nu ți ajută echipa favorită, alege să fii fair play. În total, de la începutul anului și până acum, jandarmii giurgiuveni au aplicat peste 500 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de circa 121.000 de lei.